Facultatea de 2 ani revine în România. Cursurile scurte din sistemul universitar sunt soluția pentru tinerii care vor să obțină rapid o diplomă cu care să poată fi angajați. Ideea apare în noua lege educației ca soluție pentru criza de specialiști, dar și pentru studenții care se grăbesc să intre pe piața muncii. Din cauza deficitului de personal calificat, companiile cer tineri pregătiți, nu de liceu, dar nici cu licența luată, ci cu un nivel intermediar, practic de învățământ superior. Vor ca cei pe care îi angajează să aibă doar un nivel basic de cunoștințe, fără a putea, nu știu, accede la funcții, mă rog, superioare sau la funcții de conducere. Deci, practic, va fi cel care parcurge ciclul ăsta de 2 ani, va fi echivalentul unui subinginer, iar cel care parcurge ciclul de 4 ani va fi inginer. La Hunedoara ar putea fi resuscitată tradiția Institutului de Subingineri. Sincer să fiu, cred că da, mai ales că noi, prin tradiție, noi din anii 70, de când ne-am înființat până în anii 90, când am devenit facultate, na, a fost Institutul de Subingineri Hunedoara. Ulterior, o perioadă a funcționat pe ciclu de 5 ani, dar în paralel aveam și ciclu scurt de subingineri. Deci a fost o bună bucată de timp în care, na, la facultate, la noi, fie că se numea institut la început și ulterior facultate, a funcționat și această formă de